acasă, unde Dunăra se varsă. Și ea mă dă departe și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă. Și ea mă dă departe și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Unde inima mă bate. Unde inima mă bate. Unde inima mă bate. Unde inima mea bate. Unde inima mea bate. Unde inima mea bate. Înapoi la mine acasă, unde tu mă rase vață. Și ea mă dă departe și tu mă iar acolo unde inima mea bate. Unde inima mea bate. Unde Dunăra se varsă. Și ea mă de departe și tu mă iar acolo unde inima mea bate. În această perioadă, fără îndoială, fiecare a învățat despre sine câte ceva nou. În ceea ce ne privește, ne e din ce în ce mai clar că, indiferent de unde și indiferent cum, găsim resurse pentru a continua provocarea de a dărui România. Ce face Nicola în această perioadă? Ce să fac? Eu cred că fac ce face și restul lumii, și anume sta acasă. Bine, chiar dacă mai ieșim pe la cumpărături, pe la un jogging, dar nu e același lucru, nu mai e ce a fost înainte. Pentru un om cu atâta energie, pentru că tu debordezi de energie în orice context, și pe scenă și în afara scenei, cred că a fost chiar o provocare. Mi-ai luat vorbele din gură. Da, asta am vrut să spun, dar așteptam să-mi ridici tu mingea la fileu. Pentru un om cu atâta energie, pentru un om care iubește atât de mult natura, pentru că, uite, vezi tu, să ții un om care iubește atât de mult natura, să-l ții în casă, știi, ca un, într-o cutie, așa zicem noi, e grav, foarte grav. Și foarte greu să reziști în casă, adică, bine, recunosc că am mai ieșit să fac jogging, dar nu e același lucru. Eu abia aștept să deschidă parcurile. Nu mai zic de sălile de sport și nu mai zic de sălile de spectacol și toate alea. Mă mulțumesc prima dată cu parcul. Vestea asta la început, i-a mai întrebat și pe alții, te întreb și pe tine, cum ai primit-o? Eu, sincer, multă vreme am crezut că e un scenariu urât din care vom ieși mai repede. Uite, mai cred că așa. Nu știu, cred că toată lumea a crezut, dacă nu chiar la început de tot, apoi să fi avut, să-i fi trecut prin cap măcar, nu știu, nu o secundă, e puțin. Dar să se gândească așa vreo oră, două, o zi, două, trei, nu știu, să se gândească că e un scenariu prost și că nu se poate. Trebuie să se întâmple ceva și să evadăm. Da. Nu există om care să nu se fi gândit la așa ceva. Sunt convinsă. Știu că ai prieteni în străinătate, știu că te întâlnești cu oamenii de acolo sub o formă sau alta. Cu cine ai vorbit în perioada aceasta, care se află dincolo de granițele României? Ce ai aflat? Pe unde sunt? Cum sunt? Care e atmosfera? Pentru că și noi am vorbit cu atâția români de departe de granițele României și poveștile sunt complet diferite, chiar dacă se întâmplă ca... Da. Dacă se întâmplă să vorbești cu doi oameni din același loc, informațiile tot diferite sunt. Păi normal că sunt diferite, pentru că fiecare țară are legile ei și normal că
am vrut să-mi bag puțin nasul în ceea ce se întâmplă în alte țări. Și da, am vorbit prima dată cu fratele meu care e în Barcelona și care mi-a detailat așa ce se întâmpla acolo. Hai cam pe când a început la noi cu starea de urgență, cu pandemie, cu alea. Și făceam așa o comparație, știi? Apoi am vorbit cu două prietene din Germania, unde la ei am observat că starea era mai relaxată așa. Adică la noi, în timp ce parcurile sunt închise, ea se plimbă bine mersi prin parcuri, știi? De exemplu, într-adevăr că oamenii și respectă anumite indicații și sunt corecți acolo, adică dacă ți se spune puneți mască și stai la un metru jumate sau doi metri de cineva, ea chiar respectă aceste lucruri. În Spania era mai grav, pentru că acolo erau verificații la sânge și hai să zicem că dacă noi mai reușeam să alergăm în jurul blocului sau, mă rog, pe un maidan, acolo nu prea. Cred că în perioada aceasta toți ne-am obișnuit cu regulile. Am observat așa o diferență dintre modul de gândire al țărilor latine, care mie mi se pare așa puțin mai prăpăstioase, nu știu. Și ăștia la alții, gen Anglia, Germania, Austria, mă rog, chiar și țările nordice, care sunt mai libertine, așa, băi, duceți-vă, hai, la muncă, nu vrem să ne cadă economia, plimbați-vă în parc, și mă rog, vedeți-vă de treaba voastră, știi? Da, numai că în scenariul acesta, urmărind stupefiați și cu întristare ceea ce se întâmplă în Italia, vedem că relaxarea, fără îndoială, n-a fost o soluție și n-a fost drumul cel bun pe care să mergem. N-a ieșit deloc. Deloc. Mai asta e, poate că are cine să-ți facă cumpărăturile. O dată pe săptămână se iese din casă, atât, și aia e singura aprovizionare. În perioada asta chiar am învățat să folosesc tot ce am în frigider și în debara, ceea ce nu făceam înainte, spre rușinea mea. Bine, eu chiar dacă ies, să știi că sunt precaută, adică da. Mă duc și stau lângă persoane, știi? Da, și da. De aceea eu nu mi-am făcut cumpărăturile din supermarketuri, pentru că acolo e cea mai mare îmbulzală. Mă duceam întotdeauna la aprozare, la din astea micuțe, unde știam că nu e lume. Survolam, da. Adică știam din ceea ce văzusem înainte de nebunia asta, știi? Provocarea cea mai mare pentru artiști e situația asta acum impusă, de a sta departe de oameni, de public, în fond. Da, pentru că noi suntem obișnuiți să comunicăm cu o masă mare de oameni, închipuieți. Și pe lângă ce spuneam eu înainte, că sunt o persoană foarte energică, care este obișnuită să vezi tu, să schimbe energia cu publicul și e un schimb de energie, de fapt. Eu l-o dau pe a mea, ei mi-o dau pe a lor, știi? Și comunicarea asta dintre mine și public mie mi-a lipsit foarte mult, logic. Și plus că așa cum există mai multe domenii, știi, nebunia asta, pentru că oamenii sunt descoperiți în momentul ăsta, cel puțin noi, nu sunt genul care să mă plâng, știi? Nu știu dacă
mai cunoscut îndeajuns de mult. Nu-mi place să mă plâng, dar pe bune, noi suntem cam descoperiți în situația asta și este un lucru, e un fapt real. Însă am văzut o avalanșă de evenimente din zona aceasta a artiștilor în online, care sunt convinsă că nu va trece neobservată și sunt convinsă că va genera ceva bun. Am văzut concerte online, întâlniri online între artiști și grupuri de fani, am văzut inițiative de tot felul, parcă toată lumea s-a solidarizat, da, s-a pus de acord să facă ceva în timp ce stă pe loc. Eu sunt foarte de acord cu lucrurile astea, să, normal să faci ceva, dar vezi tu unii, fiecare pe unde i-a prins, știi? Că unii au studioul în casă, la mine nu se pune problema. Eu nu pot să mă mai duc la studio. Fiecare pe unde l-a prins, repet, pandemia asta, știi? Eu dacă vrei îți cânt așa a capela, că putem face la un moment dat, eu mă gândesc că nu o să mai dureze foarte mult. Aici eu mai devreme spuneam nu vorbesc doar de plăcerea de a cânta, ci pentru noi chiar este o meserie și noi din asta trăim. Știi, eu sunt ca cum a fost greierele din povestioara aia cu furnicuța care a strâns și greierele care cânta și creștia, înțelegi? Greierea și ăla, păi de unde să știu eu? Plus că și noi avem cheltuielile noastre, logic. Și noi avem copii și noi avem o grămadă de lucruri de făcut. Spune-mi, te rog, pentru că știu sigur că într-un fel sau altul tot ai mai stat de vorbă cu cei care te urmăresc, cei care te iubesc, care îți ascult muzica și care așteaptă proiectele tale noi, nu pentru că lucrezi la un proiect cu muzică trans pe care abia l-aștept și vorbim noi două de ceva timp, poate... Noi am mai vorbit. Poate chiar în studio la Dăruiește Românie, când ne întoarcem și noi cu emisiunea în direct. Și... stai puțin, nu știu exact pe ce dată, dar la un moment dat am, de fapt DJ-ul cu care am lucrat piesa a postat deja piesa, eu i-am dat share, urcase pe site-uri unde se poate descărca online, da, este vorba de cea mai nouă piesă pe care o așteptam așa, cu sufletul la gură, știi? Și, bac, a venit pandemia și ne-a dat peste cap planurile. Da, asta ca să mai lungească, să spun, așteptarea și atunci efectul de întâlnire să fie mai amplificat. Păi, da, poate. Eu oricum cred că fiecare... lucru, până la urmă, știi, are rostul lui și acum nu zic că îmi convine perioada asta, nu îmi convine deloc și cred că nimănui nu-i convine, dar uite, am mai făcut și alte lucruri interesante, știi? Am făcut descoperiri noi și am stat eu cu mine, m-am analizat și aia a fost. Adică aștept acum să se decongestioneze toată treaba asta și să mergem spre normal. Și liniștea asta pe care, măcar într-o mică proporție pe care ai acumulat-o, liniștea asta care s-a așezat, forțat în viața noastră, sper să se transforme în energia de care vom avea nevoie pentru a ne continua mai departe drumul pe aici. Nicola, mulțumesc mult, mult! Cu drag! Din țară sau din străinătate, cumva toți artiștii români se întâlnesc până la urmă aici, la Dăruiește Românie.
artiștii români din țară și din străinătate se așează în continuare în fața noastră, în fața publicului, în fața celor pentru care pregăteau până nu de mult spectacolele care se desfășurau în marile scene ale lumii. Florin Negreanu ne povestește despre cum se așează, iată, vioara în acest parcurs, să spun, și emoționant, dar și muzical, un parcurs cumva condus de un talent care a și călătorit foarte mult. Nu știu, am încercat o variantă de prezentare ușor metaforică. Nu știu dacă te-ai regăsit, Florin, dar cred că oricum de aici poți continua foarte bine povestea mai departe. Nu este nevoie de o prezentare prea amplă. Ați făcut o prezentare scurtă, dar foarte accesibilă publicului. Într-adevăr, dat fiind meseria de violonist, am călătorit foarte mult de la vârste fragede. Și această călătorie a fost de-a lungul vieții până acum una deosebită și sper să-mi ofere aceleași satisfacții și de acum înainte, deoarece locurile și oamenii pe care îi întâlnesc peste tot pe unde umblu și mai ales în senul artei sunt niște oameni deosebiți, de la care nu pot altceva să spun decât că am învățat foarte multe lucruri frumoase, deosebite, inedite, pe care în alte circunstanțe nu aș fi putut să le dobândesc. Florin Negreanu e de destui ani undeva în străinătate, în Olanda. Acolo concertează și de acolo pleacă spre alte mari scene ale lumii. Cum a început povestea asta? Dacă am putea acum în câteva cuvinte să o dăm mai departe. Da, cum să nu? Da, este o poveste specială. Eu sunt deloc din Turnul Severin, din țară, pentru mine tot timpul de mic copil am fost atras de muzica clasică pe care o ascultam la radio sau la discurile LP pe care mama mea le cumpăra și pe care le aveam în casă, în înregistrări deosebite, cu soliști deosebiți. Dar un episod foarte frumos, aveam cam 3-4 ani și la televizor odată am văzut un concert, nu mai rețin cu ce ocazie, dat fiind faptul că atunci televiziunea era așa cum era, dar cert este, am văzut un concert în care era un solist violonist și toți erau îmbrăcați în fracuri. Iar replica mea către mama a fost, mi-aș dori și eu odată să fiu pe o scenă solist și să fiu îmbrăcat într-un costum de rândunită. Și așa a început povestea vieții mele și dorința de a cânta la vioară. Mai apoi, de la Severin, unde am studiat 6 ani de zile, am studiat 2 ani de zile la Craiova, deci oricum a fost o călătorie de la un oraș mai mic la unul mai mare, din Bănie la București, 4 ani de zile la liceu. În timpul liceului, călătoriile au fost foarte multe și în țară, dar și în străinătate, cu diferite ansamblu și orchestre. Speciale, în schimb, au fost călătoriile de la Craiova spre București, unde plecam de dimineață la ora 3:20 cu trenul să ajung cât mai devreme la lecție, să fiu la ora 9 în București. Iar mai apoi, și totul de călătorie a fost definitivă, cea dinspre România spre Olanda. Da, așa este. În 99, înainte de a termina chiar liceul George Enescu și de a da bacalaureatul în România, am luat admiterea la conservatorul din Haga. O chestie foarte frumoasă pentru mine, o sperietură foarte mare pentru părinții mei, care și-au dat seama că trebuie să mă susțină și care credeau la început că este vorba doar de un master de 2 ani de zile, fără să realizeze că este vorba de un bachelor și un master, în total un traiect de 6 ani de zile, care oricum s-a prelungit cu alte specializări la Rotterdam și la Utrecht pe vioară, baroc și muzică de cameră, deci au fost în total 7 ani și jumătate. Dar mai departe de sperietura asta, sau poate înaintea ei, totuși era succesul, o performanță extraordinară. Da, pot spune că de-a lungul anilor chiar în țară m-am bucurat de câteva rezultate, nu prea multe la concursuri, deoarece eu am început pentru vârsta violoniștilor din țară mai târziu și a trebuit tot timpul să ajung din urmă pe alții, dar acest ajuns din urmă mi-a creat o ambiție acerbă de a lucra în continuu. Iar programul meu minim de studiu, numai la vioară pe zi, era cam între 5 și 6 ore în timpul școlii și în vacanțele vacanțe de obicei, mai ales în vacanța de vară, aveam un program cam între 8 și 10 ore pe zi. Iată, iar
de atunci și până acum n-a fost decât o călătorie frumoasă în lumea unei pasiuni, de la care pleacă și toate inițiativele extraordinare pe care le faceți și pentru cei tineri, și pentru cei talentați, și pentru cei pentru care vioara poate să însemne o poveste de viață. Een beetje te herhalen, heb ik wat de kist opengemaakt. En nou. Inderdaad, toen bleek het helemaal kapot te zijn. Dus ik heb nog nooit zo'n kapotte viool zeg maar, in mijn leven in mijn handen gehad. Die net een paar dagen eerder dan kapot is gegaan. Echt dit ziel van dit instrument is een hele mappe. Această călătorie m-a făcut de multe ori să reamintesc de unde am plecat eu, ce probleme am întâmpinat eu de-a lungul timpului, cum le-am rezolvat eu personal de cele mai multe ori, iarăși de nenumărate ori, chiar și cu sprijinul altor oameni, dar aceste lipsuri de care eu am dus, pe care eu le-am dus când am fost copil, m-au făcut, totuși, să mă simt tot timpul apropiat de generațiile de sub mine și să-mi dau seama de nevoile lor. Iar eu, deși sunt plecat de 21 de ani în acest an, de fapt, din România, relațiile mele cu țara și cu locurile unde eu am studiat sau cu foștii mei colegi și mai ales acum de aproape 10 ani de zile cu noile generații, sunt strânse și sunt chiar foarte frumoase, fiind pentru ei de cele mai multe ori o ușă deschisă spre tot felul de ori rezolvări de probleme în ceea ce înseamnă lumea muzicală aici în vest, dacă au nevoie de o anumită, cum să spun, într-o anumită situație, că vor să aplice la un conservator, că doresc să ajungă la un profesor anume, tot ceea ce înseamnă Beneluxul și chiar și Germania, relațiile mele sunt destul de ample în momentul de față, încât sunt cam la un telefon distanță de foarte multe conservatoare sau profesorii de renume, chiar nume mult mai mari decât mine, bineînțeles mândria mea fiind că pot și eu din când în când să intru în contact cu acești oameni, dar aceste lucruri le fac pentru generațiile care acum aspiră la niște locuri frumoase în lumea muzicală națională sau internațională. Pentru că găsesc că arta nu trebuie neapărat să fie o meserie plină de concurență, ci una care să ne îmbine numai cu frumos. Este o hrană spirituală, este o hrană a sufletului pe care trebuie să ne-o dăm unii altora, inspirându-ne prin fapte bune. Înțeleg acum de ce acest concurs care este în desfășurare și al cărui protagonist sunteți se numește Doctorul Viorilor. Într-un fel ați prezentat deja, să spun, povestea care stă undeva la temelia acestei inițiative extraordinare. Sau cel puțin eu am reușit să o citesc printre rânduri și sper să nu-i fi greșit înțelesul. Este acest apelativ, Doctorul Viorilor, nu numai că trebuie să fie un nume așa catchy, ceva care să atragă oamenii, să-și pună întrebări, domnule, ce se întâmplă acolo, ce face acest om, Doctorul Viorilor? Pe lângă acest lucru, este o plăcere deosebită să repar lucruri. Dacă văd ceva stricat și de mic copil, cum vedeam ceva stricat, cum eu trebuia neapărat să repar. Plecând de la Turnul Severin, unde mama umbla în fiecare zi, poate, la magazinul muzica, să vadă dacă mai sunt înregistrări noi venite, sau instrumente noi, sau accesorii, pentru că nu erau și nu existau, mi se rupe sufletul să arunc un instrument sau să-l pun într-un colț când știu că pot să-l repar. Ceea ce mi se pare extraordinar e că acest concurs pune la bătaie și niște premii, dar niște premii realizate într-o manieră deosebită. Adică este vorba despre două viori pe care le-ați recondiționat. Adică la care ați lucrat, propriu zis.
Corect. De aici a și pornit ideea acum câțiva ani de zile în a crea un concurs cu premii în instrumente, deoarece în ultimii ani de zile am observat că în țară premiile sunt doar diplome. Sunt într-adevăr foarte importante pentru dosar, dar o treabă tactilă și acum vă arăt această vioară pe care v-am precizat că eram preocupat astăzi să o repar. Așa cum o vedeți pe aceasta, așa a fost și vioara 3 sferturi care se vede în filmele de prezentare, desfăcută, refăcută și lipită și mai apoi ajustată ca să fie cântată. Aceste premii le-am recondiționat, fost două instrumente care au necesitat niște reparații extensive și da, sunt foarte bune și le găsesc extrem de motivaționale pentru copiii care aspiră la aceste două premii mari. Dar nu sunt singurele premii ale concursului. Mi-a plăcut la nebunie povestea asta cu doctorul Viorilor și sper la un moment dat să găsim răgazul să o așezăm și în cadre de filmare adecvate și în felul acesta să putem porni cu echipă de filmare chiar acolo la dumneavoastră unde se întâmplă lucrurile sau, de ce nu, să vă regăsiți în studioul Dăruiește România aici la TVR Internațional, imediat ce viața noastră, cel puțin de la un punct încolo, va putea fi reluată. Mă bucur mult că v-am cunoscut, sunteți unul dintre românii în dreptul cărora ne așezăm noi toți, în dreptul cărora se așează țara asta, România, pentru a se recomanda mai departe și pentru a spune da, sunt mulțumită, sunt mândră cu ce am realizat. Aveți niște cuvinte foarte frumoase pe care mi le-ați dăruit acum și pe care le îmbrățișez cu drag și, într-adevăr, consider că prin activitățile pe care eu le fac și le exercit de ani de zile în țară sau în străinătate, mai ales vorbind de diasporă, mă consider prin cultura pe care eu o dau mai departe sau le-o arăt celor de aici, un adevărat ambasador al țării noastre, în adevăratul sens al cuvântului. Este o plăcere deosebită să fiu român și mă consider român și arăt acest lucru de fiecare dată când am ocazia prin realizările pe care le am și mai ales prin arta și cultura noastră extrem de bogată. Eu sunt doar o parte mică din România și ca mine sunt mulți oameni frumoși în țara aceasta. Dăruiți România oriunde v-ați afla. E o metodă simplă prin care puteți exersa generozitatea, dar și bucuria firească de a ști cine sunteți cu adevărat. Noi ne întâlnim săptămâna viitoare de la ora 22 într-o ediție inedită aici la TVR Internațional. Dăruiți România!